tot pe D1 suntem în Reșov, ne apropiem de o intersecție splendidă. D1, uitați, asta este D1. Aici, în intersecția asta, s-a lucrat 4 ani de zile, dar a ieșit ceva extraordinar de frumos. Aici, în dreapta, este drumul pentru Preșov și asta e intersecția. Deci, sunt noi, sunt drumurile lor naționale și acesta este viaductul peste care trecem spre Poprad. Ne îndreptăm spre Poprad. Drumul acesta, D1, duce Zilina până la Bratislava.